Bună seara! Bine v-am găsit! Pentru că e început de martie, sărbătorim primăvara la ATVR Internațional. Celebrăm frumusețea, delicatețea, dar și puterea, curajul, ambiția, încrederea în forțele proprii, dragostea și energia pe care doamnele și domnișoarele le transmit celor din jur. Cu tine începe primăvara este mesajul pe care îl transmitem prin campania dedicată femeilor românce de pretutindeni. Pe câteva dintre acestea vă invit să le cunoaștem astăzi. Despre felul în care româncele din Marea Britanie contribuie la păstrarea identității culturale în rândul românilor și în special al copiilor născuți acolo, vorbim în minutele următoare, când vă propun să o cunoaștem pe doamna Veronica Costache, cofondator al organizației Romanian Women in the UK și fondator al școlii românești Alex Educational. Bună seara și mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este o onoare ca de fiecare dată când sunt invitată dumneavoastră. Într-un an obișnuit ați fi fost probabil ocupată cu organizarea de ateliere de mărțișoare pentru copiii de la școala românească din Londra și de evenimente dedicate Zilei Femei. Care este situația acum? Total diferită. Privind cu nostalgie la anii anteriori și ne adaptăm noilor condiții de viață. Încercăm să facem lucrurile să funcționeze, pentru că tot ceea ce vine cu un scop, ca să zic așa, în viața noastră, și noi suntem luptători de genul nostru și putem să facem lucrurile să funcționeze în orice împrejurare. Așadar, când ne-am adaptat mediului online și nu... Un atelier de confecționat mărțișoare nu va avea niciodată acel vibe, să zic, pe care îl are atunci când suntem față în față și când comunicăm și când lucrăm și când vedem ce face colega de lângă noi. Dar nici nu le lăsăm să treacă toate aceste evenimente importante pentru noi ca popor și le adaptăm, așa cum am zis, și le facem online. Așadar, vom avea și un mini-atelier de confecționat mărțișoare, iar la partea de întâlnire cu doamnele aici este mai ușor, că ne putem întâlni mult mai și facem multe lucruri în mediul online foarte, foarte ușor și chiar am început deja întâlnirile. Șezătorile online au devenit într-adevăr o obișnuință, se pare, în această perioadă. Exact. Da. De mulți ani vă implicați activ în proiecte culturale, sociale și educaționale, cum spuneam, prin Romanian Women in the UK, o organizație foarte apreciată de altfel de autoritățile din Marea Britanie, dar și din România. Dar de când și de ce ați simțit că e nevoie și vreți să faceți acest lucru? De aproape 10 ani, de când locuiesc în Londra. A venit firesc, nu m-aș fi gândit vreodată că voi conduce împreună cu alte persoane organizații caritabile și mai ales pe partea de cultură, de tradiții și limbă română. Pentru că este firesc. Când ești în țara ta, apreciezi ceea ce ai, dar poate nu atât de mult, ca atunci când apreciezi sau când ești în alt spațiu, nu în spațiu minoritic, și acolo dorul și toate rădăcini, toată seva pe care ți-o dau rădăcinile acolo de unde te-ai născut și te împing să devii mult mai aware, cum zice englezul, de ceea ce ai, ceea ce te-a format pe tine ca persoană, și parcă vrei așa să spui tuturor cât de minunat este poporul nostru și mai ales să spui cât de minunat este poporul nostru cetățenilor britanici sau cetățenilor din țara în care tu ai ales să trăiești, dar mai ales să nu lași poporul român care a decis din diferite motive să trăiască în altă țară, să nu lași să-și uite tradițiile, să-și uite cultura, să-și uite obiceiurile, să-și uite limba. Și a venit
nu știu, firesc, mergeam pe stradă, abia venită, cred că de o lună în Marea Britanie, în Londra, și mergând pe stradă am trecut pe lângă o familie de români cu doi copii și copiii vorbeau între ei în limba engleză, părinții le puneau, bineînțeles, întrebările în limba română, ei răspuneau în limba engleză și la momentul acela mi s-a părut ceva extraordinar de ciudat. Nu numai eram un pic revoltată, inadmisibil, cum adică copiii români să uită limba română și să nu vorbească cu părinții în limba română. Și așa, treptat, am zis, ok, ce pot să fac? Dacă pot eu să fac ceva? Nu m-am întrebat de ce să fac. Și am zis, ce pot să fac pentru acești copii, pentru acești părinți și ulterior, că acum vorbesc de Alexeto, inițial Alexeto a fost, apoi a venit și găsind persoanele potrivite, a venit și Romanian Women in the UK și am extins aria, să zic, de îmbunătățire a, cum spun eu, a abilităților de învățare a limbii române sau a abilităților de adaptare la condiții noi de viață. Și aici mă refer copiii la învățarea limbii române și familiile de români la învățarea limbii engleze, pentru că cu România in the UK asta facem, îi învățăm să se adapteze noilor condiții de viață, de la a cum se comporta cu copilul lor, pentru că știm că în fiecare țară există fiecare țară are alte valori de educare, ca să zic așa, până la cum să aplice pentru un statut de rezident, cum să vince pentru un curs de limbă engleză sau ceea ce vom face în săptămânile următoare, de fapt începând cu luna martie, cum să aplice la recensământ. În 21 martie, în Marea Britanie, va avea loc census, recensământul. Este foarte important ca toți cetățenii români care locuiesc pe teritoriul Marii Britanii să aplice la acest proces de numărare a românilor. Și de fapt este a tuturor locuitorilor Marii Britanii, dar pentru noi ca popor sau pentru est-europeni, pentru europeni, este foarte, foarte important și noi vom începe o campanie împreună cu Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie. Vom începe o campanie de promovare astfel încât să-i ajutăm pe cetățenii români să se înregistreze. E foarte important că pot primi sprijin inclusiv în acest domeniu, mai ales că, așa cum știm, efectele crizei sanitare s-au suprapus în Marea Britanie cu efectele post-Brexit. Așa că probabil sunt mai multe categorii de oameni care au nevoie de ajutor. Revenind însă la școala de limbă română Alex Z pe care ați înființat-o, am aflat care a fost motivația din spatele acestui proiect, dar vreau să ne spuneți cum a evoluat în acești 10 ani și câți copii învață acum limba română datorită dumneavoastră. Wow, a evoluat destul de frumos, zic eu. Nu m-aș fi gândit că va ajunge la nivelul la care este astăzi. Am pornit-o ca un club pentru copii mici, aceia care nu mergeau la grădiniță, și a fost efectiv ca un club în care, sau ca o șezătoare, exact așa îi spuneam la un moment dat, pentru că implicam atât copilul cât și părintele. Deci era o interacțiune astfel încât să îmbunătățim mai multe lucruri. Să îmbunătățim învățarea limbii române, dar și relația dintre copil și părinte în limba română. De la clubul respectiv, unde erau, țin minte că cel mai mic copil, cel mai mic participant, Matei, avea 7 luni când a venit. Apoi a făcut o pauză și a revenit la noi în momentul în care am
ne-am învățat ca și școală. Deci de la clubul acela, văzând că există interes, nu numai pentru grupa mică, ca să zic, și pentru toate categoriile de vârstă și prin niște conjuncturi care mi-au favorizat, ca să zic așa, sau mi-au înlesnit documentația necesară pentru a putea să funcționez normal în Marea Britanie, ca școală suplimentară. Am renunțat, este foarte adevărat, la acea grupă de copii de pitici și am făcut școala de la 4 la 12 ani. Și din 2017, ca să nu îi lăsăm așa în urmă pe cei care depășeau vârsta de 11-12 ani și nu mai e... hai să zicem că poate nu mai aveau timpul necesar să vină la școala de limbă română și să învețe practic aceleași lucruri, am deschis acest Youth Club, deci un club pentru tineri și aici sunt cuprinși tinerii între 12 și 24 de ani. Funcționează în această perioadă în ce mod? Da, online. În Marea Britanie, că școlile sunt închise, numai din 8 martie se vor deschide. Am avut așa o perioadă foarte scurtă în august-septembrie și, de fapt, cam până în decembrie am funcționat față în față și am reușit să facem câteva proiecte, dar altfel în mediul online. Este un pic mai greu pentru familii. Îți trebuie mai multe calculatoare, îți trebuie mai multe telefoane, sunt copii pe grupe diferite și atunci nu reușesc toți să intre online. Sperăm cât de curând să putem să ne întâlnim față în față. Iar ca să răspund la întrebarea cu câți copii, undeva la peste 500 de copii am avut în ultimii ani. Felicitări pentru tot ceea ce ați reușit să faceți pentru ei. Este cu atât mai impresionant ceea ce ați putut face, mai ales în ultima perioadă. Ultimul an a adus foarte multe provocări în viața dumneavoastră. Cum ați reușit să le faceți față? Îmi place să cred că tot ceea ce ni se întâmplă în viață, ni se întâmplă cu un scop și oricât ar fi de grea provocarea, cu atât este mai interesantă și cu atât zic eu că ne aduce mai multe bucurii și mai multă poftă de viață. Și da, anul trecut am fost diagnosticată cu un cancer, de aceea am și frizura aceasta minunată pe care o iubesc extraordinar de mult. Sunt total schimbată, dar sunt schimbată și la propriu și la figurat, și la exterior și la interior, pentru că această provocare pentru mine a fost fantastică și nu spun niciodată că am luptat cu cancerul, pentru că nu am luptat cu cancerul, eu l-am acceptat, îmi place să spun că l-am analizat, l-am înțeles și am trasat așa noi direcții și eu spun că pentru el în eter, iar pentru mine calm, fericire și înțelepciune, adică în prezent și am făcut împreună și cu doamnele din asociația noastră, am început să facem sesiuni de well-being. Și ați reușit să motivați și să încurajați foarte mulți oameni, prin exemplul personal, dar și prin aceste evenimente online pe care le organizați. Înțeleg și este, de exemplu, o serie de asemenea evenimente. Există, da. Chiar aseară am avut unul, exact așa s-a numit Women and Wellbeing și am avut invitată o doamnă psiholog din România. Dar ce înseamnă, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, această misiune pe care v-ați asumat-o, aceea de Life Reset Consultant? E o serie de discuții despre viață, despre cum ne lovește pe neașteptate, așa cum îi place ei, da? În cel mai mișeles mod, cu putință, așa credem noi, și despre cum să învățăm să o iubim și înțelege pentru a o trăi în armonie și fericire așa cum ne place nouă.
Adică, numai probabil după ce suntem puși în fața unui moment critic, numai atunci ne dăm seama poate cât de prețioasă ne este viața sau că mai avem multe lucruri de făcut. Mai am proiecte pentru 50 de ani de acum încolo, cu oamenii minunați din jurul meu și atunci sunt convinsă că toți cei care trec printr-o astfel de experiență, mai au multe de arătat, numai că probabil că nu știu cum să o facă. Și atunci am zis, ok, hai să vedem cum putem inspira. Și sinceră să fiu, nici măcar nu a venit chiar de la mine ideea, ci de la persoanele din jurul meu, care mi-au zis, Vero, ești fantastică, ești o inspirație. Zic, nu sunt o inspirație, a fost ceva pentru mine ca să pot să merg mai departe. Dar în momentul în care mi-a spus o persoană, două, trei, și când am început persoane cunoscute sau necunoscute să mă sune și să mă întrebe cum de am reușit să trec atât de bine peste lucrurile acestea care nu sunt deloc ușoare, am zis ok, hai că cred că trebuie să, într-adevăr, lumea are dreptate și trebuie să fac ceva. Iar cea care mi-a pus capaca, să zic, și care m-a făcut să merg mai departe a fost o doamnă care este o doamnă extraordinară, o doamnă frumoasă, deșteaptă, cu un business mega impresionant. Și mi-a spus la un moment dat că nu se poate privi în oglindă pentru că nu este frumoasă și nu are încredere în ea. Și în momentul acela am decis să fac o ședință foto, fără păr. Deci la momentul respectiv, exact după ce am terminat chimioterapia, nu aveam păr. De absolut deloc. Și am zis, voi face o ședință foto și am să postez fotografiile pentru a arăta că, de fapt, exteriorul nu contează absolut deloc. Important este cum ne simțim în interior și important este ceea ce facem pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și după ce am postat acele fotografii, am primit sute de telefoane, de e-mail-uri, de mesaje și uite așa am început să construim și această nouă etapă din viața mea prin care inspirăm nu numai doamnele, și domnii și pe toți cei care, așa cum am zis, au un moment critic în viață care le dă efectiv totul peste cap și nu știu cum să treacă. Da. Probabil că am fost obișnuiți că în momentul în care suntem bolnavi, lumea ni se năruiește. Nu. De fapt, atunci când crezi că, de fapt, ți se năruiește lumea, de fapt, ți se dă o șansă să renaști. Ce mesaj poate fi mai potrivit în această perioadă și în campania dedicată femeilor românce din toată lumea? Veronica Costache, vă mulțumim foarte mult, vă dorim să duceți la îndeplinire toate proiectele la care vă gândiți și pe care vi le propuneți. Vă spunem încă o dată la mulți ani, cu sănătate și încredere în viitor. Mulțumesc frumos! La mulți ani tuturor femeilor și aveți încredere în voi, doamnelor, pentru că suntem pe pământul ăsta cu un scop și suntem minunate. Tot ceea ce trebuie să facem este să credem în noi. Mulțumesc din suflet pentru invitație! Numai bine vă dorim! Nu e vorba despre a putea sau a nu putea, ci despre a încerca și a face. Este convingerea Alexiei Hecco, o tânără alergătoare montană din România, care, datorită pasiunii și performanțelor sale sportive, a ajuns să studieze la una dintre cele mai bune universități din New York. Visul ei este însă acela de a concura pentru România la Jocurile Olimpice. Aflăm detalii chiar de la ea. Bine te-am găsit, Alexia! Bună ziua, mulțumesc că m-ați primit! Mulțumim pentru că ești împreună cu noi, în ciuda diferenței de fus orar. Cum arată așadar o zi din viața unei studente sportive la New York? Pot spune că este o zi ca oricare alta pentru mine, indiferent dacă sunt aici sau sunt acasă. Mă trezesc dimineața destul de devreme, aș spune undeva pe la ora 7, de cele mai multe ori încep cu alergare de 20 de minute, poate jumătate de oră, apoi mă întorc acasă, am cursuri până pe la prânz, încerc să mănânc ceva cât de repede, merg la antrenament, iar pe la 3 începem cu adevărat pregătirea. Mă întorc acasă undeva pe la ora 7, continui temele și apoi încerc să
mă pun în pat pentru că ziua următoare o ia de la capăt. E nevoie de multă energie, într-adevăr, și probabil că și de multă pasiune. Dar vreau să ne spui cum ți-a afectat criza sanitară, programul și planurile, la ce competiții ar fi trebuit să participi în 2020? Pot spune că am fost afectată destul de mult. Ar fi trebuit să particip la sezonul de pistă din anul 2020, însă din cauza pandemiei totul s-a anulat, am fost nevoită să mă întorc acasă și nici acasă nu am avut parte de prea multe concursuri, din păcate, așa că m-am concentrat mai mult pe antrenamente. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să particip la campionatele naționale și cele balcanice de alergare montană, la fel și cele de pistă, pentru că în momentul în care acestea au avut loc, eu deja trebuia să mă întorc în state. Trebuie să spunem că ești câștigătoare cu echipa sub 20 de ani a României a titlului mondial la alergare montană, loc obținut după numai un an de practicare acestui sport. De ce l-ai ales? Ales acest sport din întâmplare, pot spune, pentru că mama și cu mine mergeam la un campionat național la care eu nu știam de fapt despre ce este vorba și am ajuns să câștig, să mă calific la campionatele balcanice și europene, la fel și la Cupa Mondială de sub 18 ani. Am reușit să devin vicecampioană balcanică în acel an și să câștigăm titlul cu echipa și mi-am dat seama că îmi place foarte mult ceea ce fac și că îmi doresc, de fapt, să fiu și mai bună și asta depinde doar de mine și de efortul pe care îl depun. Și, sincer, cred că rezultatele sunt dovada faptului că munca bate talentul. Felicitări încă o dată. În același timp știu că pasiunea pentru alergare în general e moștenire de familie. Dar nu ai știut întotdeauna că asta îți dorești să faci. Eu am început cu înotul la vârsta de 3 sau 4 ani, până undeva pe la 15, când am fost nevoită să renunț și tata mi-a recomandat să încep să alerg cu el doar de plăcere și părinții mei știau dintotdeauna că alergarea e ceva ce am în sânge, însă nu au forțat niciodată să practic acest sport, însă a fost decizia mea și cred că a fost decizia corectă. Ei fiind de altfel alergători pe distanțe lungi. Da, mama a fost alergătoare de maraton, deci maraton montan, iar tata la fel pasionat de probele lungi, maraton sau chiar suta de kilometri. Dar pentru tine, care a fost cea mai grea cursă la care ai participat? Cred că fiecare cursă, în special cele de alergare montană, sunt dificile pentru că nu vorbim niciodată de același traseu, nu vorbim de aceleași adversare și cred că important este să-ți dai seama că trebuie să te concentrezi pe cursa ta, să dai tot ce ai tu mai bun pentru că toată lumea se pregătește și atunci fiecare cursă e mai dificilă decât cea dinainte pentru că toată lumea își dorește să fie cel mai bun. Deși unii oameni consideră că performantele sportive și cele școlare nu sunt neapărat compatibile, ție se pare chiar sportul ți-a oferit șansa de a învăța și de a te dezvolta. Cum s-a întâmplat? În urma rezultatului din 2017 de la campionatele mondiale din Premana, am mers să o felicit pe americanca Lauren Gregory, care mă întrecuse pe ultimii 50 de metri și așa am început să discut cumva cu unul dintre antrenorii federali, Paul Kirsch, care mi-a sugerat să intru în contact cu diferiți antrenori din state și să văd dacă pot să primesc o bursă. Ajunsesem acasă câteva săptămâni mai târziu și mama deja a început să primească mesaje de la diferiți antrenori care și-ar fi dorit să mă aibă în echipa lor de atletism. Și pot să spun că așa a început căutarea mea, pentru că îmi doream o facultate care să fie bună, în primul rând, ca școală și apoi, din punct de vedere sportiv, pentru că pun școala pe primul loc. Dar de ce ai ales să studiezi managementul afacerilor? Sunt pasionată de matematică, încă din clasa 5-a, cred, de când tata m-a învățat toată materia din clasele 1-4 și am avut un profesor foarte bun de matematică, Andrei Vletan, care mi-a indus această dragoste pentru cifre. Ce frumos. Și mi-am dat seama că aș vrea cumva să duc chestia asta mai departe și să pun bazele unui viitor pentru mine, pentru că mi-ar plăcea să știu cum să mă descurc singură, cum să am un business propriu și atunci mi s-a părut cea mai bună opțiune. Unde visezi să dezvolți o afacere? Cred că acasă, pentru că, așa cum am mai spus,
mi-ar plăcea să ofer României tot ce mi-a oferit ea mie. Tu ești deja un model pentru foarte mulți tineri, dar pe tine cine te-a inspirat? Cine te-a motivat? Cred că m-a motivat tot timpul părinții mei, pentru că mi-au demonstrat că indiferent de cât de grele sunt diferite aspecte ale vieții sau în ciuda tuturor obstacolelor, dacă faci ceva din pasiune, este posibil și nu, niciun sacrificiu nu e prea mare pentru visul suprem. Dar pasiunea pentru scris e tot o moștenire de familie? Trebuie să spunem că ai un blog, ai un blog prin care încerci să îi inspiri pe cei din jur să-și urmeze obiectivele, să se bucure din plin de viață și să nu se teamă de nimic. Pasiunea pentru scris am dobândit-o la o vârstă fragedă, tot așa undeva pe la 4 ani, pe vremea când încă locuiam la București. Părinții mei, fiind alergători, trebuiau să mă lase singură câteodată și, fiind foarte mică, mă trimiteau la mătușa și la unchiul meu. Și unchiul meu, Leomiza Sebastian, mi-a dat prima, cum să zic, întâlnire cu o mașină de scris și cred că momentul în care mi-am prins degetul între taste, atunci mi-am dat seama ce vreau să fac pe viitor. Îți dorim mult succes și îi sfătuim pe cei care, îi invităm pe cei care ne urmăresc să acceseze blogul tău, însă visul cel mai mare este, așa cum spuneam în prezentarea ta, acela de a câștiga o medalie la Jocurile Olimpice. La ce probe vei concura? Cred că mi-aș dori o calificare la probele de 5.000 și 10.000 de metri în anul 2024, iar în ceea ce privește anul 2028, mi-ar plăcea o calificare la maraton și cu siguranță medalia olimpică aș vrea să fie în proba mamă, în proba de maraton. Îți dorim mult succes, de pe acum îți ținem pumnii și vreau să ne spui și ce îți lipsește cel mai mult din România. Îmi lipsesc familia, prietenii, biblioteca. Cu siguranță îmi lipsește să mă antrenez alături de mama și de colegii mei de antrenament, să pot să sun pe mătușa și să discutăm despre diferite cărți și diferite filme pe care le-am văzut. Cred că ideea de a fi acasă între oameni, la fel ca tine, cred că acesta e lucrul care îmi lipsește cel mai mult. Alexia, îți dorim să-ți îndeplinești toate visurile și să inspiri cât mai mulți oameni, așa cum o faci deja. La mulți ani, încă o dată, și mult succes. Mulțumesc. Și te așteptăm acasă și aici la TVR Internațional. Mulțumesc frumos! Vă invităm să urmăriți în continuare o frumoasă poveste de viață și de dragoste a unui italian și a unei românce, îndrăgostiți de arta culinară, dar și de România. Marco Favino și Emilia Maxim au ales să se stabilească în țara noastră și să dezvolte aici proiecte prin care le împărtășesc românilor cunoștințe aflate de la experții din domeniul Horeca. Un reportaj de Virginia Ghiță. Emilia și Marco sunt doi tineri frumoși și plini de viață, uniți atât prin dragostea lor, cât și prin pasiunea pentru arta culinară. Marco Favino s-a născut în sudul însorit al Italiei și a îndrăgit de mic gastronomia. Eu m-am născut în Italia, mai exact la Andria, în Puglia, lângă Bari, pe malul Mării Adriatice. Și am crescut practic în bucătărie, în bucătăria mamei mele, în bucătărie bunicii mele. Și primii amintiri pe care le am sunt amintiri gastronomice de acasă. Acolo s-a născut pasiunea mea pentru bucătăria. Am fost tot timpul așa pasionat și de materia primă, în primul rând, pentru că de acolo pleacă povestea cu gastronomia, de la materia primă. Și dacă vorbim despre Puglia, despre regiunea mea, cred că este o regiune foarte bogată, unde poți să găsești atât cu pește și cu fructe de mare, dar și cu carne și verdețuri infinite. Deci, așa, o concentrație de tot ceea ce înseamnă dieta mediteraneană. Așa că, în timp crescând, i-am dezvoltat pasiunea mea pentru bucătărie și, la un moment dat, după ce am urmărit cursul de inginer de construcție pentru câțiva ani la Politehnica la Milano, am înțeles că, de fapt, pasiunea mea era altundeva, nu în ingineria, ci în bucătărie. Așa că am hotărât să urmăresc un curs de gastronomie la ALMA, care este cea mai renumită școală
pentru bucătari din Italia, care a fost fondată de la Gualtiero Marchesi. Gualtiero Marchesi fiind primul șef bucătar în Italia, care a câștigat 3 stele Michelin în anii 70. Eu am avut și onoare și plăcere să-l cunosc pe maestru. Și acolo am avut posibilitatea să înțeleg ce înseamnă muncă în bucătărie și cât de mult sacrificiu și spirit de dedicație îți trebuie. Că nu doar pasiune este suficient în meseria asta. Pasiunea este important ca să te apropii de meseria, dar mai departe trebuie să devine o dragoste adevărată, ca să poți să treci peste toate provocările care apar zi de zi în bucătărie. O perioadă, Marco a gătit în mari restaurante din Italia, dar soarta l-a adus în România, unde se stabilise și tatăl său. I-au plăcut țara și oamenii și a întâlnit-o pe Emilia, de care s-a îndrăgostit la prima vedere. Noi ne-am întâlnit în octombrie 2015, când eu făceam un curs de cofetărie. Inițial, jurnalistă fiind îndrăgostită de cofetărie, am spus că voi scăpa de această obsesie și voi face un curs. Acolo m-am întâlnit cu Marco în timp ce făceam practică la un hotel din București și restul este istorie. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut foarte tare și am rămas împreună de atunci. El bucătar, eu cofetar, este o poveste care trebuia să se întâmple neapărat. După ce ne-am cunoscut cu Emilia, așa cum spunea, rest este istoria, adică am făcut o carbonară, am gătit și o carbonară și de atunci am rămas împreună. Emilia Maxim a studiat jurnalistica, dar mereu i-a plăcut să gătească prăjituri, așa că la un moment dat s-a hotărât să se dedice artei gastronomice. Pentru mine cofetăria a fost dintotdeauna o mare pasiune, începând de la nivel de hobby. Așa că am făcut un curs și, bineînțeles, și practica aferentă. Din prima zi eram cu mâna până la umăr băgată într-o cuvă de 60 de litri de mus de ciocolată. Acela a fost botezul meu și nu m-am mai uitat înapoi de atunci. Am fost extrem de fericită, extrem de tristă, extenuată, extaziată, mulțumită, nemulțumită. Toate emoțiile puternice le-am trăit făcând cofetărie, nu ceea ce făceam înainte, așa că am știut că este alegerea potrivită. Emilia și Marco s-au gândit să-și dezvolte abilitățile culinare și au decis să plece în Italia, unde au stat 3 ani și și-au consolidat carierele, devenind nume cunoscute ale gastronomiei. Alegerea noastră a fost să mergem în Italia, acolo unde m-am născut eu, în Puglia, și să învățăm de acolo toată meseria de bucătar și de patiser, pentru că acolo există și produsul și cultura. Așa că într-o zi, după ce am cerut-o de nevasta, după ce ne-am logodit, a doua zi am încărcat mașina ca și în filme și am plecat către Italia. Fără mulți bani, dar cu multă poftă de învățat și de mers mai departe. Și povestea noastră chiar este o poveste nu doar de dragoste, ci de un cuplu care a crescut împreună și ne iubim și ne respectăm foarte mult. Și pe Emilia nu o văd doar ca o partener de viață casnică, dar și ca și partener de viață profesională. Și tot timpul ne-am sprijinit reciproc în ceea ce înseamnă parcursul nostru. Plecarea a fost bună, dar întoarcerea a fost o idee strălucită și cei doi s-au integrat perfect în domeniul gastronomiei românești, lucrând în restaurante de lux și oferind și consultanță pentru tinerii bucătari și cofetari români. După o perioadă în Italia în care amândoi și eu și Emilia am crescut foarte mult din punct de vedere profesional, am ajuns la acel moment în viața în care te întreb ca și cuplu, și nu doar ca și cuplu profesional, dar ca și cuplu de viață, unde punem casă, unde punem familia, unde ne construim viața noastră. Și atunci alegerea a fost între Italia, acolo unde eram, unde lucram și unde tot era frumos și bun,
și România, care pentru noi era, da, locul din care am plecat, dar era și necunoscut după 3 ani în Italia și după ce am plecat de o situație din domeniul Horeca pe care o știam noi, nu știam ce să ne așteptam de pe piața românească. Dar totuși ne-am gândit că era mult de construit, mult de lucru în domeniul Horeca aici în România, așa că hotărârea a fost să ne întoarcem înapoi în București și, bineînțeles, să ne facem business-ul și familia aici în București. În prezent eu fac consultanță de cofetărie, nu sunt blocată într-un laborator, pentru că am un mic defect de caracter, mă plictisesc repede. Așa că rutina pe mine sufletește, mă omoară. Și așa că am îmbinat pasiunea pentru cofetărie cu educația mea umanistă și fac consultanță. Îi ajut pe alții să-și perfecționeze tehnicile, să-și îmbunătățească business-urile. De asta ne-am și întors în România din Italia, tocmai pentru a da din experiența noastră acumulată celor de aici care probabil nu au oportunitatea să plece, să vadă cum este în altă parte și au nevoie de un ajutor din afară. Acum, după ce ne-am întors cu Emilia, am lucrat și ca executive chef și șeful bucătar și într-un final am ajuns ca și manager și director de operațiuni la un grup de restaurante italianești aici în București și chiar ne bucurăm pentru că împreună cu partenerii și asociații mei ne dorim să dezvoltăm acest brand mai departe. Este în fiecare zi o provocare nouă, avem mai mult de 100 de parteneri producători în Italia de la care luăm săptămânal marfa proaspătă, orice, de la faina la apă până la mezeluri, brânzeturi, așa că ceea ce fac este să aduc mai departe educația gastronomică și alimentară și să încerc să aduc un pic, măcar un pic de experiența cea autentică atunci când vine vorba de mâncare italienească, gastronomia din Italia, aici în București și în România. În lumea fascinantă a gastronomiei rafinate, unde gusturile și mirosurile se împletesc, o româncă și un italian trăiesc o pasiune pe care au transformat-o în artă. După ce am început cu proiectul nostru de firma de consultanță în Horeca și cu, paralel cu proiectele noastre, atât cu restaurante cât și cu școala de formare, am ajuns să punem și la cale familia noastră. Acum așteptam un bebe, o fetiță și o să devenim în curând părinți, așa că asta nu este un punct de ajuns, este un punct de plecare și viața noastră acum este în România. Asta este țara care mie personal mi-a dat atât de mult, mi-a dat pe Emilia, mi-a dat familia nouă, mi-a dat multe experiențe și din punct de vedere profesional și pentru mine este a doua casă. Chiar dacă povestea lor pare desprinsă dintr-un film romantic, Emilia și Marco știu că în spatele ei este multă muncă, talent și pricepere. Știu că este greu în România, dar privesc cu speranță și încredere spre viitor. În Germania locuiește de mai bine de 8 ani următoarea noastră invitată. Este originară dintr-un sătuc din județul Sibiu, care i-a rămas în suflet în ciuda distanței. Acolo a învățat să coasă, să brodeze, să croșeteze. Iar acum organizează șezători cu româncele din Germania, strângeri de fonduri, ajutoare umanitare pentru diverse cauze nobile, face voluntariat și și-a deschis o mică afacere în orașul Ulm. Îi spun bună seara Iuliei Filimon, bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit și eu! Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această ediție specială în care sărbătorim româncele de pretutindeni. Aveți o poveste de viață foarte frumoasă. Știu că sunteți foarte legată de locurile natale, de satul bunicilor, Tălmăcel, unde în urmă cu 20 de ani ați înființat și un muzeu al satului. Pe persoană fizică, cum se spune. Cum și de ce? Am început să fac artă populară la vârsta de 8 ani, la Clubul Elevilor în Tălmaciu, și acolo am deprins
toate meșteșugurile alături de profesoara de artă populară. Bunicii mei locuiau la Tălmăcel, aveam casa la Tălmăcel. În fiecare an am participat la olimpiadele micilor meșteșugari din Muzeul Satului de la Sibiu, Muzeul Astra, Muzeul Tehnicii Populare. Și an de an eram pe podium, an de an câștigam cel mai bun mește popular, țesăturile cele mai frumoase, cusături, broderii. Deja am ajuns la un nivel la care arta populară făcea parte din viața mea zi de zi. Deci aveam concursuri, aveam tot felul de evenimente la care participam, îmbrăcați românește, și dezvoltam și încercam să aducem zona mărginimii Sibiului în atenția vizitatorilor și turiștilor. Participând în așa mulți ani, am ajuns adult, am ajuns la 18 ani, profesoara de artă populară ieșea în pensie și am rămas să conduc cercul de țesături și artă populară. În acel moment, casa bunicilor era deja goală, ei nu mai erau, și era aproape intactă. Deci aveam înăuntru tot ce însemna o casă din mărginimea Sibiului. Atunci ne-am hotărât cu părinții mei, haideți să facem un muzeu. L-am păstrat așa timp de 20 de ani, am intrat în contact cu Muzeul Satului de la Sibiu, primeam vizitatori, primeam tot felul de grupuri de la ei care vizitau muzeul, îi trimiteau și la noi, și la Sibiel, unde mai existau muzee pe sate. Așa am dezvoltat cumva vizita în satele din mărginime. Având muzeele noastre făcute în casele locuitorilor. Și iată cât de mulți oameni din țară și din afara țării merg acum să viziteze aceste locuri. Da, și avem un obicei foarte frumos la Tălmăcel, Udatul Ionilor. În fiecare an, după Udatul Ionilor, mai facem și un reportaj la Tălmăcel. Ce este Udatul Ionilor pentru telespectatorii noștri care poate nu cunosc acest obicei și se află în cine știe ce locuri din lume? Sărbătoarea se ține în 7 ianuarie de Sfântul Ion. Este foarte veche, datează încă mai bine de 100 și ceva de ani. Noi o păstrăm pentru că așa împodobeau în trecut caii și sărbătoreau cumva junii satului. Se udă ionii în râul înghețat, un obicei foarte frumos înainte, când se împodobesc caii cu textilele frumos, țesute și cusute la Tălmăcel, se împodobește un car alegoric în care tinerii, fete și băieți se adună în cete, ceata mică stă în car și au un cântec specific pentru a participa și pentru a fi în carul alegoric. Un obicei foarte frumos. E destul de mediatizat și cumva muzeul a venit la pachet pentru a mediatiza și mai mult. Din copilărie sunteți aproape de tot ce înseamnă tradiții și de lumea aceasta minunată a satului din Transilvania. Și totuși, de ce ați ales să părăsiți aceste locuri și să plecați în Germania? Din păcate, în România, nici acum 10 ani nu se putea trăi din artă. La fel, observ că nici acum nu se poate trăi. Trebuie să faci separat de viața ta normală, artă sau tradiții sau meșteșuguri. Nu poți trăi din lucrul ăsta. Și un muzeu așa mic pe sate, când tu te bucuri de vizitatori, să le poți arăta cum trăiau și ce gospodării dotate aveau, cel puțin mărginimea Sibiului și Ardelenii, doar le arăți, nu-ți stă în caracter și în putere să ceri intrare. Și atunci faci totul benevol și totul pentru folosul comunității. În momentul când nu poți trăi din artă și din ce-i frumos, încerci să-ți faci o carieră pe lângă și treaba asta să rămână ca și hobby. Și așa noi ne-am trezit că venim în Germania, dar niciodată nu m-am desprins și fica satului m-am simțit mereu. Deci, egal în ce făceam și ce meserie am îmbrățișat, arta și tradițiile și arta populară au rămas pentru mine în suflet. Din primii ani de când ne-am mutat în Germania, am încercat să caut o comunitate românească din zona unde locuiesc, din zona Ulm. Și nu o găseam. Era o comunitate românească de muncitori. Nu găseam oamenii care erau români și le era dor de România. Până nu i-am format și am început să fac ateliere meșteșugărești cu copiii, să facem șezători, să îi strâng de 1 decembrie, să îi îmbrăcăm românește. În câțiva ani am ajuns să facem la nivel profesional, ca să spun așa.
întâlnirile noastre. Dar în ce măsură experiența aceasta pe care ați avut-o acasă la Tălmăcel, această dăruire v-a folosit în procesul de adaptare la un nou stil de viață și în tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea românească de acolo? E foarte greu să te integrezi. Poate în alte țări, în Europa, e mai simplu. În Germania e foarte greu să te integrezi din cauza limbii. Limbii e o limbă foarte grea. Și ca să ajungi între ei, recurgi la... Nu știu, eu am recurs la anumite trucuri și la anumite... Sunt economist de meserie și de carieră. Am terminat științe economice, facultate, master, am lucrat contabil, adică sunt pe științe fixe. Dar sufletul și meșteșugul și mâinile dibace pe care le am, cumva am primit așa niște idei. Și am ajuns să fac voluntariat în azile de bătrâni și la centre familiale în Germania doar ca să învăț limba germană. Neștiind limba, lucram doar cu Ausländer, cu tot felul de nații. Și nu reușeam să învăț, nu era suficient ce învățam la școală, la cursul de germană. Și ajungând într-unul dintre azilele de bătrâni unde făceam voluntar, stăteam cu bătrânii, povesteam, jucam table, jucam șah, remi și pur și simplu încercam să mă integrez. Una dintre directoare m-a observat și a zis, ai potențial, și eu am impresia că faci asta pentru motiv. Și a zis, da, îmi doresc foarte tare să învăț limba germană și să pot să arăt ceea ce știu. Și statul german, faptul că ne-am mutat aici și mi este bine, aș vrea să se folosească de mine, pentru că eu sunt un om foarte pregătit, doar îmi lipsește limba și nu pot să vă spun și să vă arăt ceea ce știu dacă nu știu limba. Și așa cumva am continuat cu ei, mi-a fost propusă să preia o grupă de Spielgruppe, o grupă de joacă pentru copii români. Și așa am organizat evenimente cu copii. În fiecare lună ne întâlneam, în funcție de luna respectivă, eu mi-alegeam temele. Că era decembrie, făceam 1 decembrie, că era, nu știu, toamnă, septembrie, octombrie, făceam Oktoberfest, încercam să integrez și pe copiii români în viața de aici și în obiceiurile lor. Așa am intrat într-o altă lume. Am început să cunosc oameni de calitate, oameni care au anumite meserii, care îmi pot oferi un job și un statut la nivelul pregătirii pe care o aveam și nu puteam să reușesc din cauza limbii. Așadar, ați reușit să vă integrați în comunitatea din Ulm și în același timp, pentru a vă trata de dorul de România, ați luat cu dumneavoastră o bucățică de Românie. Da, la început, cu activitatea de la familie în centru, de la centru familial unde fac voluntar și acum cu grupa românească, am început la grupă să, în funcție de eveniment, să duc diverse decoruri de acasă. Știu eu, corfe, ulcioare, textile, când aveam 1 decembrie, ne mergeam și românește, făceam și colț românesc. Așa am intrat în contact, datorită Facebook-ului, am intrat în contact cu alți români care au dor de România și care au văzut că, pe lângă dorul meu de România, mai am și colțul meu de România adus aici. Așa am ajuns la summitul femeilor independente în 2019, la summitul femeilor de succes și acolo am avut un colț românesc foarte mare de care s-au bucurat peste 130 de femei românce. Cele mai puternice femei românce din Germania. Așa este, și telespectatorii noștri au avut ocazia să le cunoască. Și de atunci organizați în mod constant evenimente în care invitați oameni de toate etniile să descopere România. Dar vreau să ne spuneți cum v-a afectat ultimul an, marcat de criza sanitară cu siguranță. Cum ați reușit să vă adaptați? Spre norocul nostru, joburile în care activăm nu au suferit, adică eu lucrez într-un birou de personal și am lucrat normal, nu am avut parte de nicio întrerupere, soțul meu la fel lucrează cu alimente și transportă marfă necesară, la fel nu a avut pauză deloc. Și evenimentele într-adevăr au fost mult mai puține, dar, de exemplu, în septembrie am avut interculturale Woche la... cu prietenii noștri aproape de Frankfurt și foarte la Großgerau, foarte frumos au organizat cu
normele de rigoare, cu măști, cu protecție, cu... dar colțul românesc l-am prezentat la alt nivel, am avut întrevederi cu alte naționalități, o săptămână culturală în care România a avut un loc aparte în 2020. Și vă dorim să reușiți să mergeți mai departe și să vă îndepliniți și visul de a înființa o școală românească. Știu că acesta este un proiect de suflet. Eu spun că Dumnezeu le rânduie la fiecare după cum poate mai bine și la mine le-au rânduit în fiecare an exact cum a trebuit. La fix 20 de ani de când am deschis Muzeul Satului Tălmăcel, la 20 mai 2020, am deschis în Ulm Centrul Cultural Româno-German. Și la fix 20 de ani diferență, cumva încă un copil din sufletul meu și a venit pe lumea asta. Cumva doar școala românească îmi lipsește aici, deja grupa o avem pentru grădinița românească și activitățile sunt deja de câțiva ani, dar aveam nevoie de o echipă. Și echipa trebuia să fie cel puțin 7-8 oameni să mai pot și eu să mă ocup de alte lucruri. Mă ocupam singură de evenimente, de copii, de lucru manual. Facem schimb de experiență cu tot felul de centre culturale din Grecia, din Spania. Am ajuns cumva la un alt nivel în ultimul an și pandemia pe noi nu ne-a afectat cumva negativ, ba mai mult pozitiv. Am intrat în contact online cu foarte mulți români din alte țări, cu care avem colaborări foarte frumoase. Cunoscându-vă acum puțin mai bine, suntem siguri că veți reuși să duceți la îndeplinire ceea ce v-ați propus și să promovați România în continuare acolo în Germania. Vă așteptăm acasă și vă spunem la mulți ani de pe acum cu prilejul Zilei Femei. Mulțumesc foarte mult, la mulți ani! Numai bine și vă mulțumim încă o dată! Încercăm să conectăm, după cum știți, români și românce din cât mai multe țări ale lumii și una dintre sărbătoritele ediției de astăzi ni se alătură tocmai de la Melbourne. Ramona Martinovici este activistă în domeniul sănătății publice și antreprenoare, pasionată de dezvoltarea relațiilor dintre Australia, Uniunea Europeană și România. Bună seara și la mulți ani în avans cu prilejul Zilei Femeii, chiar dacă în Australia nu e tocmai primăvară. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, la mulți ani dumneavoastră și tuturor doamnelor și domnișoarelor din întreaga lume. E sfârșitul verii, spuneam, la Melbourne, o vară diferită probabil față de cele dintr-un an obișnuit, deși, din câte știu, viața a revenit la normal. Care este mai exact situația actuală? Așa este, am avut o vară fără precedent, probabil în orice anotimp ne-am fi aflat în această perioadă a anului și anul trecut în întreaga lume a fost afectată de pandemie, inclusiv noi. Din fericire, situația în Australia a fost gestionată foarte bine și încet, încet s-au eliminat restricțiile. Probabil ați văzut cu toții, a fost un snap lockdown în timpul turneului de tenis Australian Open pentru 5 zile, dar toate cazurile identificate atunci au fost legate de același focar, iar acum putem în sfârșit să mergem să ne reluăm viața în normal. Totul a intrat în normal aproape, mai purtăm măști doar în shopping centers, în magazine unde nu putem să păstrăm distanța de 1,5 metri între persoane. S-au reluat activitățile comerciale, s-au deschis restaurantele, putem organiza evenimente, am putut organiza evenimentul pentru Ziua Mărțișorului și planificăm un eveniment pentru Ziua Internațională a Femeii. Știu că sunteți o persoană foarte activă și ne bucurăm că sunt vești bune acolo. Aveți, cum spuneam, o pasiune interesantă și anume dezvoltarea relațiilor dintre Australia, România și Uniunea Europeană. Când și cum ați descoperit această pasiune?
Am început probabil cu pasiunea pentru educație internațională, predând la institute, apoi preluând partea de acreditare a programelor educaționale. Am lucrat inevitabil cu studenții internaționali, iar mai apoi în legislația de emigrare pentru a facilita înscrierile și colaborările internaționale, iar mai apoi, după ce am început să colaborez cu Fundația Cezar din România. Ne-am implicat în colaborări academice și de business între România și Australia, iar mai apoi am început să colaborăm cu Uniunea Europeană, Centrul Uniunii Europene aici în Melbourne, Australia. Totul s-a întâmplat organic, nu am planificat niciodată să fac asta. Cumva, cred că dragostea pentru România și pasiunea pentru oamenii de acolo, identificarea diferențelor, dacă doriți, între sistemele de aici și cele de acolo, cumva te fac, fără să planifici, să-i ajuți pe oamenii de acolo pe cât posibil, pe cât îți stă în putință. Lucrând cu Centrul Uniunii Europene aici în Melbourne, am descoperit cât de multă susținere este din partea Uniunii Europene, atât în relațiile cu Australia, Italia, dar mai ales între statele membre ale Uniunii Europene. Am participat apoi la conferințele academice și de business ale Centrului Uniunii Europene în Australia și la Bruxelles și este foarte multă susținere și încurajare pentru promovarea acestor colaborări. E important să spunem că în tot acest timp ați continuat să promovați România la antipozi și în acest scop ați înființat și Camera de Comerț Australiano-Română. În ce stadiu se află acest proiect și care sunt reacțiile reprezentanților mediului de afaceri? Prin munca desfășurată aici, inițial prin compania personală Australia Wide International Education și colaborările acestea educaționale și de business, ne-am alăturat forumului țărilor din Europa de Est aici în Australia și am descoperit, nu ne venea să credem la început, că România este una dintre puținele țări care nu aveau o cameră de comerț în Australia. Este înființată, deja primim aplicații de membership din Australia și din România și chiar de la business-uri din diaspora, din afara României și Australiei, ceea ce ne bucură foarte mult. Deocamdată avem un membership gratuit până la sfârșitul anului financiar viitor, care în Australia durează până în 30 iunie 2022. Știu că oferiți și consultanță în domeniul investițiilor și poate ar fi interesant să le spunem celor care ne urmăresc care sunt domeniile pe care le preferă companiile și oamenii de afaceri români. Noi putem facilita aproape orice fel de conexiune în business. Cu ce lucrăm deocamdată sunt investiții imobiliare. Orice investitor de oriunde din lume, oriunde s-ar afla în lume, își poate exprima interesul de a investi în Australia.
Lucrăm cu diferite companii, una dintre ele condusă de Dan Lazar, care este un român proaspăt venit în Australia, antreprenor de succes. Dar nu este singura dumneavoastră activitate dedicată românilor. Știu că în paralel ați lansat și un proiect de televiziune. Există chiar o emisiune a românilor din Australia, cu și pentru românii de pretutindeni însă. Care este povestea acesteia? Această inițiativă a început în timpul lockdown-ului foarte strict pe care noi l-am avut în Melbourne începând cu luna iulie anul trecut. Și am simțit nevoia să ne conectăm probabil în diferite moduri decât eram obișnuiți înainte. Nivelul de energie în comunitate era scăzut. Informațiile vehiculate pe social media, cum știți și dumneavoastră, sunt din diferite surse, nu toate reale și genuine. Am creat această platformă, nu este o televiziune, facem un TV, online TV show, dacă doriți, în care avem invitați din comunitatea românească, din România, din Australia și chiar din diaspora, specialiști pe diferite teme, experți în domeniile lor de activitate, în funcție de ce nevoi vedem că sunt în societate, în comunitate, cu ce se confruntă românii aici, românii noștri din întreaga diasporă, și încercăm să le oferim informații și sfaturi reale și verificate pentru a-i ajuta să depășească această situație. Am folosit această platformă și pentru promovarea Australia Camerei de Comerț australiano-română și am dat oportunitatea oamenilor de business să își promoveze activitățile. Și dacă este un lucru bun ce l-am simțit noi în urma acestei pandemii, este modul în care am reușit să ne conectăm, chiar de aici din Australia, cu români de pretutindeni. Cumva, parcă situația aceasta prin care am trecut cu toții ne-a provocat să fim creativi, să reinventăm felul în care ne desfășurăm activitatea și nivelul digitalizării în mai toate domeniile, cred că a picat incredibil de mult în întreaga lume. Promovați de asemenea tradițiile și cultura, valorile autentice în modă și nu numai, și pentru că vorbim despre tradiții, am văzut pe rețelele sociale că și în Australia se poartă și se creează mărțișoare. V-ați alăturat bunăoară evenimentului organizat de o altă româncă din afara granițelor țării, mărțișorul înconjoară lumea, și vreau să ne povestiți puțin despre această activitate. A fost pentru prima dată când noi am organizat un eveniment legat de mărțișoare aici în Melbourne, cel puțin de când sunt eu aici în Australia. Nu mi-amintesc să se fi întâmplat înainte. Mulțumim pentru invitația de a ne alătura acestei campanii globale care aduce atât de multă bucurie în rândul diasporei și nu numai. Chiar dacă la noi în Australia nu este primăvară, cred că cu toții trăim sentimentul acesta de renaștere la viață, din nou, intrarea în normalitate, aprecierea vieții așa cum o știam înainte, pe care o luam cumva for granted, cred că de multe ori. De asemenea, am luat legătura cu colegii noștri din Noua Zeelandă. Una dintre asociațiile lor din Auckland au în fiecare an o activitate dedicată mărțișoarelor și în fiecare an au o temă diferită. Cum vedeți în imaginile trimise, mărțișoarele lor sunt deosebite.
Îi salutăm și îi felicităm. Știu că anul trecut ați fost nevoiți să vă adaptați și să anulați unele evenimente, printre care, dacă nu mă înșel, și balul Sânzienelor de ziua IEI, și vreau să ne spuneți dacă vă gândiți să îl organizați în acest an. Balul Sânzienelor este o inițiativă pe care am inițiat-o anul trecut. Urma să se desfășoare anul acesta în iunie, de ziua IEI. Din păcate, datorită situației în care ne aflăm global, suntem nevoiți să amânăm acest eveniment. Dar nu renunțați la idee. Nu, sigur că nu. Ne dorim să avem invitați din întreaga lume, din întreaga diasporă românească, inclusiv dumneavoastră, TVR Internațional a doua Românie, sperăm să ne fiți alături. Avem invitați din Statele Unite ale Americii, din Franța, din Germania, bineînțeles din România. Sperăm să concretizăm multe dintre proiectele academice și de business la care lucrăm deja. Sperăm să ni se alăture demnitari ai României și să consolidăm relațiile între România și Australia sub umbrela Uniunii Europene, având în vedere că acum se finalizează The Free Trade Agreement, așteptăm cu toții rezultatele finale și sperăm să fie un eveniment de excepție. Suntem alături de oriunde cu organizațiile care promovează valorile autentice românești în lume. Sperăm să vedem cât mai multe proiecte dedicate românilor și României. Acasă, în țară, când ați fost ultima oară și ce vă lipsește cel mai mult în această perioadă de aici? În România am fost ultima dată la Forumul Românilor de Pretutindeni în septembrie 2019. A fost o inițiativă excelentă. Am creat legături, am cunoscut oameni minunați care reprezintă românii în toate colțurile lumii. Cu unii dintre ei colaborăm deja. Sperăm chiar să finalizăm un business deal luna aceasta. Colaborări culturale, de asemenea, am stabilit legături cu diferite organizații și sperăm din suflet să îi avem aici anul viitor, în iunie 2022. Ce-mi lipsește din România? Cred că mi-e dor de oameni. Nu pot să spun că îmi lipsește ceva anume, dar mi-e dor de oameni, de prieteni, de familia care este încă acolo. Avem familie și aici, dar ne-am fi dorit să putem să-i vedem anul trecut. Nu a fost posibil, nici ei nu au putut veni, considerând situația actuală. Dar da, oamenii îmi lipsesc, îi da. Iubesc și ne-e dor de ei. Noi vă așteptăm acasă în România și în studioul TVR Internațional. Până atunci, vă spunem la mulți ani încă o dată și vă dorim un sfârșit de vară frumos. Numai bine! Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc multă sănătate și sper ca România să treacă cu bine peste această pandemie. Sper să poată fi evitat valul 3. Încurajez pe toți să se vaccineze și să ne vedem cu toții cu bine acolo sau aici. Da, cu toții ne dorim acest lucru. Numai bine și mult succes! Vă prezentăm în continuare povestea de succes a unei românce care, prin activitatea ei, a devenit una dintre ambasadoarele țării noastre peste hotare. Inginer, inventator, cercetător și antreprenor, Simona aplică în România ceea ce a învățat la Universitatea din Bologna, unde a studiat știința alimentelor. Un reportaj de Roxana Segneanu. Au fost momente când a fost greu și nu găseam soluții tehnice, dar ți-aduce aminte doar lucrurile frumoase. Cele grele și apăsătoare și stresante, încep să le uiți, mai ales când vezi că
produsul care am reușit să-l și scot pe piață, adică am reușit să implementez în producție brevetul de invenție, ajută pe foarte mult din jur și asta e o satisfacție enormă. Faptul că am inventat ceva util pentru cei din jur. Am cunoscut-o pe Simona Bijboacă la câțiva kilometri de Oradea, într-o fabricuță specializată în producția de suplimente alimentare. Inginer, inventator, cercetător și antreprenor, se numără printre acei români care, prin activitatea lor, au devenit ambasadori ai țării. O adevărată învingătoare, Simona a început să scrie povestea de succes încă din vremea studenției, când a obținut o bursă Erasmus la Universitatea din Bologna, unde a studiat știința alimentelor. După ce m-am întors în țară, am continuat partea asta de cercetare în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și mi-am pregătit lucrarea de diplomă. Încă din anul 4 ne stimulau profesorii să ne gândim la viitoare teză de licență și ce o să facem. Și am fost un grup de studenți care ne-am gândit să facem ceva nou. Și am fost printre primii studenți care am pus în fața profesorilor un produs nou. Un produs, o tehnologie, mă rog, cât s-a putut face la stadiu de facultate. Când am prezentat licența și produsul respectiv, au fost profesori din comisie care ziceau: wow, ai făcut o chestie foarte interesantă și poate ar fi interesant să o și brevetezi. La vremea respectivă am încercat să caut cum aș putea să înregistrez un brevet. N-a fost chiar în acel moment, probabil, punctul oportun. Și în 2009 am descoperit Asociația Inventatorilor. Am mai aprofundat partea asta de cercetare și m-am dus la Târgu Mureș să vorbesc cu cei de la Asociația Inventatorilor să mă înregistrez primul brevet de invenție. Așa a luat naștere Antioxivita, considerat elixirul tinereții, cel mai puternic antioxidant din lume, care a fost medaliat cu aur la Salonul Internațional de Inventică de la Varșovia. Am lucrat la produsul acesta mulți ani, până am ajuns la formula actuală. Partea de cercetare este destul de lentă de obicei, adică mai ales că am finanțat-o din surse proprii, nu prin proiecte de cercetare. Și da, e destul de greu când lucrezi, mai ales că majoritatea analizelor le-am făcut eu și pe urmă am ajuns să lucrez și cu alții. Învățând, am descoperit, văzusem niște tabele cum arată concentrația de antioxidanți din struguri și cum arată în vin și unde e diferența. Diferența este în rezidul care se aruncă. După ce a obținut brevetul de invenție pentru Antioxivita, pentru a lansa produsul, a înființat în 2010 compania Phenalex, cu o investiție de aproximativ 2.500 de euro. Am avut o idee foarte bună. Cei din jur și profesori și alte persoane care aveau business-uri, mă rog, în domeniu similar, toți mi-au spus: da, de ce nu începi? E momentul. Era perioada tulbure după criza din 2008-2009 și se spune că în perioada de criză se nasc business-uri bune. Și faptul că am venit cu ceva nou pe piață, nu am încercat să copiez pe nimeni din jur, am mers mai mult pe instinct, cum am considerat că este cel mai potrivit și pe parte de investiții, și pe parte de vânzări, și pe parte de promovare. Și parcă am avut un instinct bun. Au mai urmat două brevete de invenție, propolis esența și fructonata, și o gamă de cosmetice, având ca ingredient principal apa termală de la Băile Felix. Al doilea brevet este legat de propolis. Propolisul de la albine. Propolisul este o substanță extraordinară care conține tot compuși polifenolici de alte categorii, tot din plante. Deci,
Practic, plantele ne dau fitonutrienții de care avem nevoie, pe lângă macronutrienții necesari combustibilului pentru digestie, organism, metabolism și așa mai departe. Cel mai cunoscut produs de pe piață din propolis este tinctura de propolis. Și în urmă cu ceva ani vreau să îi dau fiul meu cel mare, Alex. Fiind cu alcool, a fost foarte greu să-l accepte și am început să mă gândesc atunci, oare de ce numai în alcool este extractul de propolis? Am făcut mai multe testări și am reușit într-un final să fac extractul de propolis în apă. E un produs foarte apreciat, în special de părinți care au copii mici. Al treilea brevet, fructonată. La fructonată am lucrat 7 ani până am reușit să scoatem produsul pe piață sub forma aceasta și am dat și o denumire aparte pentru că este un nou tip de conservă din fructe. Nu este nici dulceață, nici marmeladă. E cumva între fructul proaspăt, fructul uscat, fructul congelat și celelalte dulcețuri gen marmeladă. Povestea Simonei este un parcurs presărat cu provocări, multă muncă și studiu. Și-a pus întrebări la care alții nu s-au gândit vreodată. A cercetat, a brevetat și a scos pe piață produse unice, benefice pentru sănătate, care sunt recunoscute la nivel internațional. Femeia este menită să fie iubită, nu înțeleasă. Cu acest mesaj sunt invitați românii din Statele Unite ale Americii și nu numai să sărbătorească Ziua Femeii și să-și descrețească frunțile printr-un spectacol de stand-up, organizat de Romanians of DC și susținut de Diana Roșca, actriță, chitaristă, cântăreață, dar și matematician și doctorand în dramaturgie și comedie stand-up la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara, Diana! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Bine te-am găsit și noi. Interesantă alegere, aceea de a deveni doctor în comedie stand-up, mai ales pentru un matematician. Dar cine să înțeleagă femeile, nu-i așa? Absolut. Sunt dovada vie a faptului acesta. E și puțină psihologie în povestea acestui spectacol, îmi imaginez, dacă ne gândim la titlul lui. Da, așa este. Am trecut prin multe lucruri prin viață și e foarte bine să treci prin toate lucrurile acestea cu umor. Așa că m-am gândit ca lumea să vadă prin ochii mei puțin lucrurile care li se întâmplă lor, de fapt. Toate femeile avem aceleași probleme, că nu suntem înțelese, nu ne înțelegem noi pe noi câteodată, nu ne înțelegem noi între noi și de acolo a pornit ideea acestui spectacol. Trebuie să recunosc că începuturile mele prin teatru și disertația mea și lucrarea mea de licență au așa un iz feminist și de acolo a început. Care este povestea spectacolului? Nu cred că este o poveste neapărat. Sunt lucruri pe care le-am auzit în viața mea. Bărbații sau chiar femeile din jurul meu nu înțelegeau mai multe acțiuni. Respectiv, noi femeile, în general, de exemplu, ne place să avem foarte multe perechi de pantofi și asta este un lucru pe care bărbații nu îl înțeleg niciodată. Și cumva în spectacolul meu încerc să explic prin prisma mea aceste mici lucruri de neînțeles. E clar, bărbații trebuie să te iubească, dar decât să te iubească bărbații, mai bine să nu te urască femeile. Asta e rețeta pe care o promovezi prin acest spectacol și nu numai, dacă am înțeles bine. Am mai multe spectacole, One Woman Show-uri, vreo două One Woman Show-uri și mai multe spectacole de stand-up comedy. Nu este singurul spectacol cu un anumit nume, dar am câteva spectacole, e adevărat, care sunt ușor feministe și cumva sunt axate mai mult pe viața femeilor și pe lucrurile prin care trec acestea. Dar la ce să se aștepte spectatorii și cui se adresează în primul rând spectacolul acesta despre care vorbim acum? Este un spectacol dedicat tuturor, femei, bărbați, chiar și adolescenți, peste vârsta de 16 ani, oricine poate participa. Evident, fiind un spectacol de stand-up, apar mai multe subiecte tabu. De aceea
sub 16 ani este mai puțin indicat de a participa la aceste. Dar e greu să faci stand-up evitând vulgaritatea? Este foarte greu. La începuturile carierei mele în stand-up, am avut zone în care am atins vulgaritatea și acum sunt unele poante, să le spun așa, unele glume la care nu poți să nu atingi. Dar dacă știi să folosești o vulgaritate indusă, respectiv, pe mine mă deranjează foarte mult cuvintele vulgare pe care nu le folosesc. Dar vulgaritatea poate fi indusă, poate fi spus un lucru foarte drăguț, cu zâmbetul pe buze și să se înțeleagă cu totul altceva. Știu că ai jucat pe numeroase scene din România, dar și din Europa, din Statele Unite, și vreau să ne spui cum este să faci teatru și spectacole pentru românii din afara țării. Cum percepi publicul în astfel de spectacole? Cald. Mult mai cald decât în România. Deci cel mai mult mi-au plăcut spectacolele din America. E primul meu spectacol pentru diaspora și făcut la invitația lui Bogdan de la Romanian OBC și am avut curajul să fac acest spectacol online. Nu va fi ușor pentru că România va fi ora 2 noaptea, duminică, ora 2 noaptea și va trebui să am o energie foarte puternică, plus că pe Zoom e foarte greu să ții un spectacol, nu simți publicul, nu poți să interacționezi cu el. Ceea ce la stand-up comedy este esențial. Da, este esențial și de un iau energia din public și o dau înapoi. Aici va trebui să fiu eu singură cu energia mea și să o transmit și să se poată transmite prin obiect rece, neavând contactul, privirea apropiată a publicului. Revenind la întrebarea pe care mi-am pus-o, da, eu m-am atașat foarte tare de publicul din Statele Unite. Efectiv, la spectacolele pe care le-am făcut acolo, fizic, nu online, mi-am făcut prieteni. Nu sunt oameni pe care doar i-am văzut la anumite spectacole ale mele. Majoritatea dintre ei mi-au rămas prieteni, vorbim și acum la telefon, mă invită la ei să mergem în vacanță, deci, și am cunoscut prin spectacolele pe care le-am făcut acolo. Deci pur și simplu n-aș putea să spun că este un public, ci este un prieten, un mare prieten, așa, un mare de prieten. Ai menționat organizația condusă de Bogdan Banu, Romanians of DC. Cum a început colaborarea? Acum vreo 9 ani. Eu am fost prima dată în Statele Unite ale Americii cu o viză primită de la facultate, invitată de profesoara mea, care este profesor doctor universitar la Washington and Lee University și care avusese un Fulbright în România atunci când eram eu studentă la facultatea de teatru la Babeș-Bolyai. Și după aceea am primit atunci viza pe 10 ani, dar vreo 2 ani după ce am fost invitată, am vrut să vizitez New York-ul la niște prieteni și am zis dacă tot merg să caut câteva asociații, să încerc să promovez spectacolele pe care le am și să văd cum este publicul român care este în America. Pentru că prima dată făcusem un spectacol, dar făcusem pentru publicul american. Și așa am ajuns să-l cunosc pe Bogdan și am făcut primul spectacol la Washington, cred că în 2011 sau în 2012. Un spectacol de teatru pe care îl jucasem la un moment dat la Teatrul Național din Cluj. N-a fost un spectacol de comedie, ci un spectacol de dramă, dar am rămas foarte apropiată de Bogdan după acel spectacol și chiar dacă nu ne-am mai văzut și nu ne-am mai auzit, 8 ani, când m-am dus din nou în America, peste 8 ani de zile, ne-am rugat și am mai făcut din nou niște spectacole împreună. Este un om care organizează acolo niște evenimente absolut fantastice. Cei din Washington sunt norocoși să le aibă și eu îi mulțumesc foarte mult că m-a primit
în această colaborare și în toate cele pe care le-am avut. Romanians of DC, organizație condusă de Bogdan Banu, promovează de ani buni tradițiile și valorile românești. Trebuie să spunem de altfel că anul acesta este pentru prima oară în 21 de ani când nu a putut fi organizată o petrecere de mărțișor, dar românii de acolo au putut face totuși aproape 200 de mărțișoare, dacă am înțeles corect din mesajul pe care l-am primit de la Bogdan Banu, mărțișoare pe care le-au distribuit chiar pe 1 martie. Îi felicităm și le urăm succes în tot ceea ce fac și de acum încolo. Le mulțumim și noi pentru colaborare. Să revenim la spectacolul Femeile trebuie iubite, nu înțelese. Duminică, așadar, 7 martie, românii de peste ocean sunt invitați la un spectacol live prin Zoom în limba română. Așa este? Așa este. Unde pot găsi detalii cei interesați să vadă spectacolul? Spectacolul este organizat de Romanian of DC. Este promovat și pe site-ul Ambasadei României de la Washington. Și bineînțeles, în eveniment sunt toate detaliile, cum se pot înscrie oamenii și participa la acest eveniment. Romanian of DC a făcut acest eveniment în colaborare cu alte asociații, ca American Romanian Cultural Society, Authentic Society of Language Romanian Culture și HORA, Romanian American Cultural Center. Acestea toate promovează acest eveniment și pe evenimentul făcut pe Facebook se pot găsi toate detaliile. Este un eveniment gratuit cu sprijinul acest și promovat cu sprijinul acestor asociații. Așteptăm să vedem care vor fi reacțiile după acest spectacol dedicat femeilor. La mulți ani încă o dată, la acest început de primăvară și sper să ne reauzim curând. La mulți ani tuturor femeilor, vă doresc să fiți iubite și apreciate și chiar și înțelese. Ar fi foarte bine. Mulțumim și mult succes în continuare. Mulțumesc și vouă, mulțumesc. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și astăzi și nu uitați de campania TVR Internațional Cu tine începe primăvara, dedicată femeilor românce de pretutindeni. Intrați pe pagina de Facebook TVR Internațional, distribuiți postarea referitoare la campanie și adăugați un comentariu în care să transmiteți un mesaj pentru mamele, soțiile, partenerele, persoanele dragi vouă. Cele mai frumoase gânduri vor fi difuzate în ediția specială de vineri, 5 martie, a emisiunii Dăruiește Românie. Toate cele bune!